Vă salut toată lumea. Astăzi ne vom juca un lift foarte greoi pe acest joc, pe Roblox. Astăzi ne vom juca un lift puțin mai destul de mai hardcore, destul de mai greu. Și ok. Suntem într-o canalizare și acest lift este cel mai greu, este destul de greu. Uite-l pe Iona. Care șmecherea în acest lift este că putem să omorâm killerul. Ca să știți, uite un balon. Chiar e balonul ăla din coins. Dar mai există clown. Nu mai există, ok. Ok, mai sunt câteva secunde. Ok. Și cu muzica asta. Da, să vă zic încă o chestie, n-am setări de închis muzica aia de... Stați că nu a fost timp. Da, nu-i zic să setări să închizi muzica, deci o să avem, dacă e cu copyright, asta e, na. Ia 38. Am luat din ea aflăm. În TV vechi. Da, vreau să vă anunț ori la ora, deci vreau să vă anunț 4, la ora 4, ori la ora 5, dacă promi, dacă o să pot, facem live. Ne vom juca ceva, un joc cu creare, cu carturi și eu sunt nici cam cu abonați, dacă o să pot juca logic. Nu sunt sigur, asta este două faze. Oricum. Ok. Bă, nu știu, deci e sarma la creatura aia, cum observ? Dacă mă bag aici, nu, stau în aer. Ok, 35. Bă, cu față, dar asta e a doua oară când facem față. Care șmecherea, m-am mai așcat o leacă liftul ăsta, primești bani foarte mulți dacă faci față bine. Primești bani, da? Deci putem bate creatura. Ben. Da, mie nu este deschis nicio ușă în fața ochilor jocului. Da, eu nu știu ce să zic. N-am nicio ușă în fața ochilor deschisă. Cine ăla? Hai doar la rând, de ce nu? Duc așa, din alt player, că eu nu sunt de omorât. Ok. Ce killer ciudat. Avem apă, nu puteți să ne ducem. Cam de păcate. A pus pereții invizibili. Ăsta mă văd. Bine, jocul e logic să ai pereți invizibili, că playerii pot să fac ce doresc. Nu, dar primești foarte mulți bani dacă ai făcut puțin față. M-am jucat vreo 10 runde, să zicem, sau așa, cam mai puțin decât 10. Mai puțin decât 10, adică... M-am jucat o leacă, dar e plictiseală, că eu mă ajung jocurile astea de plic. Suntem în Backrooms. Eu, nivelul 37 e ăsta. Între timp, dacă ăștia mai... A murit. Ca să vă zic o chestie, ca să facem un episod mai făinuț și să nu fie stând să vă plictisesc cu toate prostiile astea, noi o să luăm un arc. Ca să vă fac episodul mai distractiv. Ce să mai luăm? Vreau să mai văd ce chestii să cumpărăm. Așa se aude când moare cineva. Hai să mai luăm și o pușcă. Asta știu că dacă tragem într-o creatură. Bun, am luat ceva rapid. Asta e pentru episod, ca să facem episodul mai să-l facem mai făinuț. Avem o pușcă. Pușca s-a mă costat destul de mult, dar mai avem bani oricum. Nu-i goodbye. Unde este? Tot în backroom. Deci tot ne bag în nivele din backroom. Dar sunt două office, parcă, nu? Pare două office, nu știu. Nivelul 4, adică. Apare o creatură, nu? Nivelul ăsta fac mai mult taie bani. Bine, iau bani ca să fac episodul. Iau chestii mai scumpe, iau chestii pentru episodul să fie mai distractiv. Da, și mă joc mai mult unele jocuri pentru că fac episodul mai distractiv, să-l fac mai fine, mai funny, să nu fie plictisitor. Dar n-a apărut nimic la nivelul ăsta.
Pistolul ăsta nu știu cât de folosibil e. Bine, pare de la britanic, să zicem, că așa puștea aveau britanici, parcă. Ok. Ok, azi din cine va fi? Ok, mi-aduce aminte o leacă cardul ăsta de viață la fermă. Dacă mă întrebați mulți dintre voi. Green? Mă, ce retardat arată. Mă, care geantă din funa, dacă e. Era bine în el, dar văd că nu-l afectează nimica bilele. Îl putem omorâ. Nu știu dacă e stat, da. Dar stai că... dacă ai murit nu ți-a din... ce șmecher. Dar nu știu dacă e în el din viață. Într-un player nu-l pot omor, că n-are logic de ce să-mi omor eu oamenii. Da, putem să tragem în creaturi, dar bine, nu cu sabia, pentru că îi zic să și modul de sabie, dar aia e mai periculoasă, să zicem, că... acum sunt undeva nivelul ăsta, e cu Slenderman, da, eram sigur. Slenderman, da, de aici. Dacă n-ai mai merge în lag, aș te atrage în el bine, dar rețea proastă și internet plus n-am să fac. Nici nu aș vrea să am netul așa de groaznic să meargă jocul greu. Bine, când o să facem live, cred că o să fiu undeva plecat și o să am... Uă, ce moare ăștia. Uă, dar ăla are coala? Vai, ții minte că n-ai coala, ăla nu costa... Ești nebun? Ești tâmpit? Să te în afara liftului! Băi, ești prost! Păi mi se încarcă harta în față, am văzut și... suntem în... Boldi... Apropo de mate... Boldi! Profu, pare rău dacă n-am învățat la mate. Dar cred că am băgut caracterul, că eu nu mai pot să ies de aici. Îmi bate inima, voi auziți. Boldi. Băi, jocul ăsta nu mai e așa de popular în... acum, pentru că n-am mers de aici. Dar n-am făcut ni... Ce melodie, sper să nu fii cu copyright. Că caracterul meu și caracterul meu a început să meargă în lag, e okay. Ok, am înțeles. Ce creatură... uite că a intrat și Andrei Junior cu noi, între timp, ia zi. Ce creatură e mai asta? Ia zi. Nu prea arată bine. Unde ne aflăm? Oh my god, într-un spital de nebuni. Pare spital, nu ziceam că e spital, dar pare. Creatură... Mâine să mergem cu tine. Puteți să ne urcăm aici. Ce știu? De ce e tună? Și noi ne aflăm într-o zonă închisă, nu ne aflăm într-o... Shit. Pe noi creatura e? Că am asta pe mână și nu mi-e frică de creatură. Nici nu știu unde se află. Bă, cât te omoară distant. Ok, zice Andrei Junior, salut, dar... îmi cam pare rău că nu o să răspund. Ok. Da, vă recomand să vă abonați la Andrei Junior. Bine, înainte mi-e făcea hate. Dar de ce mi-a scos banii? Mi-a arătat acolo că-ți cade 205. Cam poate a... dar de ce mi-a scos din bani? Dar n-am pus până pe nimic ca șeful. Mamă, dar mă enervează internetul ăsta deja. Cum îl chema, măi? Michael Pers? Michael, hai că zic Michael, dar nu mai complic. Hai, Michael. Așa-i casa sa. Știu că e un criminal din serie asta. Uite ce am aici. Uite, am primit o realizare, să zicem noi, așa-i zic dacă am la chestiile astea realizări.
cu totul în memorie. Hai să mai băgăm în astea. Primești 50 de dolari. Și chestiile azi sunt destul de scumpe, unele chestii. Pe mine m-au costat una foarte mult. Și cu muzica asta, tată. Chiar. Hai, dă-n-o azi de încini. Aulei, deci... Na, cred că e o fată așa nebună după Monica sau... Într-o gindă așa nu ziceam impresia. Când am auzit inima aia mi-am dat seama, nu știu. Și nu murite. Na! Shit, cine-i ăla? Nu vreau să te știu, ești prea urâtă. Nu pot. Dar de ce plutești? What? Luminati? Las pe fata de B. Fata B, fata... de ce vii pe mine, mă? Așa, așa, păi, păi, pe mine. Am cu față. Yay. Bravo nou, am cu față. Jeff the Killer. Jeff Killer. Ia zi de... Alo, care? L-ați auzit cum făcea? L-ați auzit? E un covor care are niște ochi. Care e... Dar care făcea? Auză-l! L-au auzit? Cu cori de ment că au pus sunetele astea, mă, că sunt... Clar că nu... Clar că sunt luate de undeva sau... Nu știu, că jocul ăsta... Poze dubios. Da, respingeți că proști ăștia, mi-aș mă spune. Scuzați-ne vocabularul urât, dar să desune cineva în continuu și să nu înțeleagă dracului că vor face un lucru. Și în al doilea rând e o chestie, știți că... Întâi. Bun. Ok, deci, da. SPC? Dar nu mai SPC-uri am, nu știu, am... Am avut ultimul timp, ok. Azi din. Sau nu știu, poate mă și eu. Aaaa, că dacă e SPC-ul ăla care desnităm la el, că dacă nu... Statuia aia care... nu zic pe mine. Și cu SPC-ul ăsta, nu înțeleg. Bine. Bine, am chis, am luat... N-ai șanse să supraviețuiești la ăsta, ăsta dacă te prinde. Mi-e frică să mă omoare. Datorită lagului, eu la fel internet prost l-am, eu nu pot să trag în el ca lumea. Că dacă l-aș avea... Fata aia murit în fața mea, eu trageam ca blegul. O să ignor toate invitările, îmi pare rău. Fata aia... Ia și SPC 106, cine e ăsta mă 106, nu știu. Nu prea am fost fanul SPC, dar nu știu cine e. De ce suntem într-o... De ce suntem într-o... Într-o... De-asta care mi-a chicit trenul? De ce este un om negru care are un foc de tavără? Ok... Da, e, cred că e la hard puțin... Killerul ăsta, să zicem, că... Zona... Contează de killer... Nu, contează zona, nu killerul. Killerul? N-am. Bine... Sunt mulți killeri care a zut pe ăsta care l-am avut noi, e lent. Alții fug. Alții sunt rapizi, așa de, au damage slab. Cine e Jack? Bă, dar mai ăștia care e killer ne-a cheamă Jack. Cine? Cum arată Jack ăsta? Negru. Bă, băiatule. Uite cum omoară pisiu. I-am dat damage. Bacon prost! Oh my god, ce prost e ăla. Deci baconul ăla mi-l luat. Trăgeam în el ca să-l omor. Că trebuie să-l omori la un moment dat. Și îl scăpăm din... Scăpăm din... De ăsta, dar... Uite că baconul ăla deștept a apărut în fața mea. Este. Am vrut să mă buguiesc prin lambda. Uite că nu poți. Jocul ăsta
Așa e dânsul. Bun. Oricum, o să am o oră întreagă să editez oricum. Ia. Iar așa asta, mă, de ce același SFC-uri, mă? E enervant la ăsta, că... Da, trecutul făcea în față, dacă nu făcea la mine. Uite-i băgul la pereți. Bă, proștii, lăsați acolo, e că stă bine, la blocare la pereți. Hai că-l atrag eu doar. Nu o să-i trag prin pereți. N-ai cum să-i tragi prin pereți, credeam mult. Da, eu ești prostor, ăla e prost grămadă. Bă, dacă mă vezi, că eu... Și nu omorite. De ce crezi un killer vine pe ăștia și omoră? Bine, poți să-i pui pe capul lor ca un NPC, dar... A zis pe Jack ăla cum zicea și-l omora PC-ul ăla, într-o, nu știu. Bun. Și PC mai avem. Ei, ia și las doar. Dar dacă v-a plăcut acest episod de Roblox cu liftul ăsta horror, eu am fost Radu Hitler și v-am lăsat. Pa!